Situația complexului energetic Oltenia se va agrava dacă managerul interimar al companiei energetice nu va lua măsuri urgente. Este declarația liderului PMP de la Gorj, Nicolae Davițoiu, care crede că se va ajunge la disponibilizări masive. Dacă nu se iau măsuri urgente și dacă actuala conducere a complexului energetic nu apelează la instituțiile guvernamentale pentru rezolvarea unor probleme care depind numai de guvern, noi credem că situația complexului energetic Oltenia se va agrava și va duce la disponibilizări masive în rândul salariaților. Având în vedere că județul Gorj deține un loc fruntaș în țară în ceea ce privește rata șomajului, liderul PMP cere conducerii tehnocrate să-și facă treaba. Nu suntem de acord cu ce se petrece în momentul de față la complexul energetic Oltenia, pentru că actuala conducere dă dovadă de o delăsare totală. Ați văzut foarte bine, situația financiară a CEO-ului se agravează pe zi ce trece și așteptăm ca conducerea așa numită o îmbinare între tehnocrat și conducere politică, politice să-și facă treaba și să redreseze complexul energetic Oltenia până nu este prea târziu. Complexul energetic Oltenia a fost supus unei prime serii de disponibilizări, circa 2000 de mineri și energeticieni urmând să-și piardă locul de muncă.